Suntem așteptați din nou la urnele de vot în data de 15 noiembrie. Peste 3 milioane de cetățeni cu drept de vot urmează să-și aleagă președintele pentru un mandat de 4 ani. Bună seara, sunt Oxana Mititelu și în această seară voi modera dezbaterile din turul 2 de scrutin. La aceste dezbateri au fost invitați, care sunt organizate în parteneriat cu Asociația Promolex, au fost invitați cei doi candidați care în primul tur de scrutin au obținut cele mai multe voturi. Amizat pe faptul că cei doi candidați vor răspunde solicitării noastre de a veni aici în studioul dezbaterilor pentru a confrunta platformele lor electorale. Din păcate, candidata PAS, Maia Sandu, ne-a trimis că nu vine la dezbateri. Îl salut aici în studio pe candidatul independent, Igor Dodon. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! De asemenea, salut prezența în studio și a directorului de program Promolex, Pavel Postică. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Pentru început, o să vă prezint care este regulamentul dezbaterilor electorale. Așadar, aveți un minut pentru prezentarea platformei electorale, câte 8 minute pentru a răspunde la întrebările mele, deoarece Maia Sandu nu a dat curs invitației și în loc de cele 6 minute care au fost alocate pentru a vă adresa întrebări unui altuia, cele 6 minute o să răspundeți tot la întrebările mele. Aveți 2 minute pentru a răspunde și la întrebarea adresată de Pavel Postică, totodată 20 de minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebările experților prezenți aici în studio pe domeniile politic, social și economic. Iar la sfârșit aveți un minut să vă adresați celor de acasă de ce ar trebui să voteze anume pentru dumneavoastră. Timpul care nu va fi utilizat în timpul dezbaterilor va fi adăugat la mesajul de final. Sunt și reguli pe care urmează să le respectăm pentru că ne dorim un dialog civilizat și cu un impact informativ pentru telespectatorii noștri. Și vă rog tare mult să ținem cont de ele, le urmărim și revenim aici în studio la dezbateri. În cadrul emisiunii de dezbateri se interzice punerea în pericol a ordinii constituționale, integrității teritoriale, îndemnul la acte de violență publică, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale. Se interzice incitarea la război, ură interietnică sau separatism teritorial, acțiuni ce pun în pericol ordinea de drept. Se interzice divulgarea secretelor protejate de lege. Nu se admite incitarea la ură sau discriminare. Se interzice lezarea demnității sau reputației alte persoane, ofensa publică. Nu se admite exprimări verbale, scrise sau non-verbale care nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice. Acestea sunt regulile pe care, domnule Dodon, urmează să le respectăm. Avem și o întrebare pentru publicul de acasă. Veți merge la vot în data de 15 noiembrie la numerele de telefon 406 920, 406 930 și 54 82 46. Vă rugăm să ne răspundeți prin da, nu sau nu știu. Rezultatele televotingului le vom afla spre finalul emisiunii. Domnule Dodon, aveți un minut la dispoziție pentru a vă prezenta platforma electorală, așa cum vă spuneam, dar nu înainte de a viziona un filmuleț cu principalele dumneavoastră obiective din platforma electorală. Rog regia să le pună pe post, după care revenim aici în studio. Candidatul independent Igor Dodon susține că programul său electoral are 7 direcții prioritare, iar în cazul în care va fi ales președinte, prima sa grijă vor fi oamenii. Dodon spune că va veni cu propuneri concrete pentru a ajuta pensionarii și alte categorii social vulnerabile să ducă un trai decent. O altă prioritate a lui Igor Dodon vizează continuarea proiectelor naționale privind asigurarea cu drumuri bune, apă și canalizare, iluminare și gazificare, modernizarea infrastructurii, dar și salubrizarea localităților. Totodată, Dodon promite că și proiectul de creare a platformelor industriale în toată țara va avea continuitate. Candidatul independent crede că numărul de deputați în Parlament trebuie redus, iar traseismul politic interzis. Igor Dodon mai spune că Republica Moldova trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, iar familia și valorile tradiționale să rămână un pilon de bază pentru dezvoltarea țării. Așadar, am urmărit câteva dintre obiectivele dumneavoastră, ținând cont de cele care au fost în acest filmuleț. Aveți un minut la dispoziție să treceți în revistă și alte obiective pe care vreți să le realizați în cazul în care ajungeți pentru un comandat șef de stat. Așadar, domnule Dodon, un minut la dispoziție. Stimați concetățeni, dragi prieteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru votul pe care dumneavoastră mi l-ați acordat în turul întâi al acestui scrutin electoral. Suntem în preajma turului 2 și trebuie să luăm decizie pe cine votăm. Eu, dragi prieteni,
consider că următorul, al doilea mandat, va fi ultimul mandat al meu de președinte. Deci am pun ca scop să continuu lucrurile bune pe care am reușit să le facem. Pe mine, ca și pe fiecare dintre dumneavoastră, ne doare sufletul de țara noastră. Noi vrem ca copiii noștri, familia, să trăiască aici, în Republica Moldova. Acele 5 priorități de bază care se referă și la grijă față de oameni, și la economie, și la statalitate, un lucru important, pentru că eu consider că noi trebuie să apărăm și să întărim statalitatea Republicii Moldova. Și la relații externe echilibrate. Minutul dumneavoastră a expirat. Acum aveți 14 minute pentru a răspunde la întrebările mele. Și prima întrebare, ați menționat în minutul de început că ultimul mandat. De ce spuneți că ultimul mandat? Pentru încă ultimul mandat să fie. De ce, domnule Dodon? Pentru că președintele poate să aibă doar două mandate consecutive. Și primul mandat care expiră pe data de 23 decembrie, următorul poate fi doar al doilea și ultimul mandat. Vă mulțumesc mult, domnule Dodon. Acum o să răspundeți la întrebările mele, așa cum spuneam. Și prima este, a doua, de fapt. Sunteți la a doua confruntare cu contracandidata dumneavoastră, Maia Sandu. Asta s-a întâmplat în 2016. Atunci, ambii ați luat un rezultat mult mai bun. Ați acumulat mai multe voturi. Întrebarea mea este, cum comentați rata de participare a moldovenilor, care a fost una mai scăzută, și cum i-am putea determina pe cetățenii Republicii Moldova în data de 15 noiembrie să iasă într-un număr mai mare la vot? Într-adevăr, rata de participare a fost mai mică decât 4 ani în urmă și eu cred că acest lucru se datorează în mare parte situației pandemice care este în Republica Moldova și, în general, în lume. Dacă e să vorbim de rezultatul primului tur, vedem și un număr de voturi mai puțin la ambii candidați. Dacă e să vorbim de stânga, centru-stânga, sunt 3 candidați pe șcherul de centru-stânga, 4 ani în urmă au fost mai puțin, doar 2. Însă un lucru important care putem să-l fixăm la această etapă, că dacă 4 ani în urmă, sumar, 2 candidați de stânga au acumulat circa 53-54%, la moment, 3 candidați de stânga au un bazin electoral de 56%. Adică stânga învinge în acest scrutin electoral și eu vreau acest mesaj să-l transmit tuturor cetățenilor Republicii Moldova, că dacă vom fi activi, dar la sigur vom fi activi să ne mobilizăm pe data de 15 noiembrie, atunci candidatul de centru stânga, actualul președinte, trebuie să învingă în acest scrutin electoral. Dacă tot ați vorbit de electoratul de stânga, după cum spuneați, au acumulat voturi mult mai mult decât cei de dreapta. Mă refer aici la partidul politic Partidul Nostru, la partidul politic Partidul Șor. Totuși, Renato Usatăi a dus o campanie anti-Dodon. Ce șanse sunt ca susținătorii lui, dar și a Violetei Ivanov, să vă susțină la alegerile din 15 noiembrie? Eu cred că cetățenii Republicii Moldova au nevoie de rezolvarea problemelor care se ciocnesc. Eu am analizat platformele electorale a candidaților de stânga, a Violetei Ivanov, a cel care merge din partea lui Partidul Nostru, și vreau să spun câteva lucruri, uitați-vă, la Violeta Ivanov. Pensionarii merită respect și grijă, drumuri bune, familii cu copii merită sprijin, la Usatăi, planul de modernizare a Moldovei. Și dacă e să vorbim după despre prioritățile care au fost anunțate de către candidații de centru stânga, vedem că ele corespund platformei mele electorale cu care eu am mers în această campanie electorală. Și de fapt, lucrurilor care le-am făcut pe parcursul ultimilor 4 ani. Deci, în opinia mea, indiferent de semnalele și mesajele pe care le dă un concurent electoral sau altul, cetățenii Republicii Moldova vor vota pentru acel candidat care mai aproape este de viziunile, de așteptările, inclusiv unele aspecte ideologice care îi reprezintă. Eu am discutat cu foarte multă lume în această perioadă, cel puțin în ultimele 2 săptămâni, între turul 1 și 2, dar știți că am avut o campanie activă și în turul 1, am fost în toate raioanele Republicii Moldova, peste 240 de întrevederi, oamenii își doresc stabilitate acasă. Da, doresc schimbări, dar nu radicale. Doresc să se schimbe lucrurile spre bine. Și când ne întreb, facem o comparație între un candidat și altul, marea majoritate sunt de acord că noi avem o echipă mai bună, noi suntem mai pregătiți,
De ce eu consider că electoratul aceștor doi candidați sau oamenii care au votat pentru acești doi candidați sunt mai aproape de valorile de stânga, sociale, nu socialiste, sociale pe care noi le promovăm. Domnule Dodon, ați avut vreo întâlnire cu președintele partidului politic Renato Osatei, cu Violeta Ivanov? Să discutați, să ajungeți la un compromis? Noi am discutat cu oamenii, cu cetățenii Republicii Moldova, cu lideri politici în această perioadă, nu ne-am văzut. Dacă tot vorbim de rezultatele pe care le-ați obținut în primul tur de scrutin, vedem că dumneavoastră ați ieșit învingător aici în Republica Moldova. Diaspora a susținut-o pe candidata PAS, Maia Sandu. Cum explicați dumneavoastră acest lucru? Într-adevăr, în interiorul Republicii Moldova, eu am ieșit învingător cu mai multe voturi în fața contracandidatei mele și eu explic acest lucru pentru aceea că moldovenii care locuiesc în țara noastră își văd soluționarea problemelor care se ciocnesc prin câștigul actualului președinte. Adică eu sunt mai aproape de nevoile lor cu care ei se ciocnesc în fiecare zi. La fel ca și ei, eu în fiecare zi îmi duc copiii la școală, la grădiniță. La fel ca și ei, mergem pe drumuri mai bune sau drumuri mai proaste care trebuie reparate. De aceea, marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în țară, m-au susținut pe mine. Și eu sunt ferm convins că așa va fi și în turul 2. Cei din diasporă, ei sunt cetățenii noștri. Noi dorim să vină mai repede acasă. Înțelegem că poate votul este mai mult și geopolitic. Eu nu cred că interior nu am avut o geopolitică. Dar acolo poate a fost un vot mai mult geopolitic. Noi nu ne supărăm pe aceasta pentru că sunt oamenii noștri și sperăm foarte mult că o să revină acasă, pentru că știți cum sunt moldovenii. Indiferent unde am fi, țara lumii, totuna vrei să vii acasă. La părinți, la mormântul strămoșilor și noi chiar îi așteptăm și îi rugăm să întoarcă acasă. Noi să facem tot posibil aici să fie posibilități și oportunități pentru ei. Mai exact, ce posibilități le oferiți celor care vor să vină acasă? Noi am lansat mai multe programe importante pentru cei care își doresc să revină în Republica Moldova. De exemplu, parcursul ultimilor ani a fost renumitul programe Pare 1 plus 1, adică la fiecare leu care vine, sau un dolar, vine cel din diasporă și investește în economia țării, statul îmi acordă plus încă un lei. Noi de astfel de programe, astfel de afaceri au fost deschise peste 600 doar în ultimii ani. Noi acum examinăm chiar și experiența unor state, cum ar fi, de exemplu, Portugalia. Portugalia, la o anumită etapă, pentru a aduce diaspora acasă, a oferit câte 5.000 de euro fiecărui cetățean portughez care se întorcea în țara lui. Sunt diferite instrumente pentru a-i motiva ca ei să revină acasă. Și eu cred că noi vom obține acest rezultat ca oamenii să vină aici, la baștina lor. Domnule Dodon, vreau să vorbim pentru că un mesaj care a fost transmis înainte, de primul tur, a fost că alegerile vor fi falsificate. Totuși, am văzut că demersuri în acest sens nu au fost, demersuri nu au urmat în acest sens. Dumneavoastră, în schimb, ați cerut Procuraturii Generale, ați solicitat, ca să fie investigate, incidentul de la Varnița. De ce ați decis să veniți cu o asemenea cerere? Într-adevăr, s-a vorbit foarte mult de falsificare înainte de turul întâi. Oponenții mei politici spuneau că vor fi fraudate. Au uitat de acest lucru după ce au văzut că sunt cu câteva procente în față. Poate asta a fost strategia noastră, ca ei să iasă cu câteva procente în față, să recunoască toți alegerile care au avut loc în Republica Moldova. În ceea ce ține de ceea ce s-a întâmplat la Varnița și nu doar la Varnița. Eu, ca de obicei, mă pregătesc foarte bine de orice dezbateri, am aici toate angajamentele și toate prevederile legislației. Este un articol, articolul 4 din Constituție, care prevede că orice cetățean are dreptul și trebuie să aibă posibilitatea, fără restricții, posibilitatea de a alege și de a fi ales. Sunt prevederi din codul electoral, care presupun, eu pot să-l dau citire, care presupun foarte clar că în caz dacă acest drept este îngrădit, atunci este răspundere juridică, inclusiv răspundere penală. Uitați ce am avut noi cu acest incident din Varnița. S-a încercat blocarea dreptului de vot a cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în regiunea Transnistria. Foarte straniu, o astfel de inițiativă nu a fost din partea celor de dreapta de la PAS și DA anul trecut când oligarhul Plahotniuc i-a ducea pe mulți din Transnistria să voteze împotriva lui Dodon. Acum au încercat să blocheze. Deci acest lucru este o încălcare a legislației și trebuie penalizat prin dosar penal. Pentru că nu contează unde se află cetățeanul Republicii Moldova, în Transnistria, la București, la Washington sau la Moscova. El are dreptul de vot. Și acest vot trebuie respectat. Și vreau să-i avertizez pe cei care au de gând să blocheze și în această duminică.
organele statului trebuie să reacționeze dur și să asigure dreptul la vot a cetățeanului din Republica Moldova. Aveți informații că ar urma să fie incidente iarăși la Varnița cu blocarea de ceați? Eu sper că nu vor fi și procesul va fi liniștit și calm. Domnule Dodon, aveți la dispoziție 7 minute și 13 secunde pentru a răspunde la întrebările mele, dar mai înainte vreau să reamintesc întrebarea publicului de acasă. Veți merge la vot în data de 15 noiembrie la numerele de telefon 406-920, 406-930 și 54-82, 46 cu prefixul 022. Vă rugăm să ne răspundeți prin da, nu sau nu știu. Domnule Dodon, anterior, dumneavoastră, susținați ideea alegerilor parlamentare anticipate. Dar mai nou ați declarat că anticipatele, chiar dacă vor avea loc, vor fi mai târziu. Totuși se observă în Parlament o reconfigurare a majorității parlamentare. Unii spun că s-ar forma o majoritate parlamentară nouă. Reiese că dacă va fi una lucrativă, am putea să evităm alegerile parlamentare anticipate? Eu cred că oamenii, marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova, își doresc câteva lucruri importante. Rezolvarea problemelor care se ciocnesc și vor o anumită claritate ce va fi mai departe. Eu mi-am expus opinia de mai multe ori referitor la acest parlament. Un parlament în care 18 sau 19 deputați și-au schimbat deja de câteva ori partidul, deja nu mai reprezintă votul din februarie anul trecut pe care cetățeanul l-a dat. Adică acest legislativ deja nu este reprezentativ pentru ultimul scrutin parlamentar. Deci, în opinia mea, acest parlament trebuie dizolvat. Când și cum și cine are dreptul? Președintele poate semna decretul de dizolvare doar în anumite condiții. Sunt prevederile clare Constituției, articolul 85, că sunt două cazuri. Atunci când nu se întrunește parlamentul. Când nu se votează un nou guvern sau când parlamentul 3 luni nu activează. Noi în decembrie vom avea 3 luni de când nu activează parlamentul. Poate ei săptămâna viitoare în sfârșit se vor convoca ședința parlamentului pentru că sunt niște legi care trebuie aprobate. De aceea eu sunt gata să semnez un decret de dizolvare și consider că alegerile parlamentare anticipate trebuie să fie anul în următor. Dar mi-aș dori ca acest lucru să aibă loc în vară, anul viitor sau în toamnă. De ce? Pentru că să intrăm după acest scrutin electoral, care este unul destul de nu simplu, care costă bani. O zi de alegeri costă 60-70 de milioane de lei. Noi deja pentru două zile de alegeri, pe 1 și 15, cheltuim 140-130 de milioane de lei, bani care pot fi utilizați pentru alte chestii. Deci mi-aș dori ca alegerile anticipate să aibă loc în primăvară, în vară sau în toamna anului viitor. Să trecem această iarnă, să trecem din pandemie și după aceasta să mergem într-un scrutin nou pentru anticipate. Dacă tot vorbim de Parlament, pe site-ul alegeri.md a fost făcută o analiză unde majoritatea candidaților au făcut promisiuni care depășesc atribuțiile, pentru că știm că competențele șefului statului sunt limitate. Să admitem că aceste probleme, și mă refer în general la aceste sociale, are nevoie de sprijinul șefului statului. Dacă dumneavoastră câștigați un mandat, încă unul, și cum o să lucrați cu Parlamentul, având în vedere că acum nu avem o majoritate clară și cum îi convingeți să susțină acele proiecte sociale, inițiative sociale cu care o să veniți dumneavoastră? Într-adevăr, președintele țării poate să-și îndeplinească programul electoral ambițios doar în cazul când are susținerea Parlamentului, majorității parlamentare și a Guvernului. Eu am fost în situația când 2 ani jumate am fost blocat de către guvernarea oligarhică până în iunie anul trecut. Eu știu ce înseamnă acest lucru. Care sunt șansele mele pentru a îndeplini și implementa platforma electorală comparativ cu oponenta care astăzi nu participă? Eu în spatele meu, și aici sunt unii colegi, am 37 de deputați ai fracțiunii socialiste. Oponentul meu are doar 10 sau 13 deputați. Evident că șansele de a implementa programul electoral la mine sunt cu mult mai mari. Și eu sunt ferm convins că voi găsi modalitatea de a convinge deputații din Parlament, chiar dar fără a forma o majoritate parlamentară. Deputații independenți pentru a susține inițiativele Guvernului și a Președintelui Republicii Moldova. Am reușit acest lucru pe parcursul anului trecut, am reușit acest lucru în acest an și la sigur voi reuși și după data de 15 noiembrie. Dacă tot vorbim de proiectele, inițiativele sociale cu care vreți dumneavoastră să veniți, în platformă este scris
și vă propuneți indexarea pensiilor de două ori pe an, majorarea indemnizațiilor la nașterea copilului de la 8.300 la 20.000 de lei și multe altele. Întrebarea mea este, de unde luăm, domnule Dodon, bani, având în vedere că economia Republicii Moldova a fost afectată de pandemie? După cum am menționat, obiectivul numărul unu pentru mine este grija față de oameni. Cea mai mare bogăție a noastră sunt oamenii. Și aici ne referim și la domeniul social, și la educație, și la medicină. Ce putem să facem în domeniul social? Noi, în Republica Moldova, avem 690.000 de pensionari, aproape 700.000 de pensionari, care au pensii, mare majoritate, au pensii foarte joase. Adică dacă o să facem calculul, chiar le-am pe categorii, până la 5.000 de lei, practic 630.000 de 640.000 de pensionari au pensia mai joasă de 3.000 de lei. Cum putem să-i ajutăm? Și care este inițiativa mea? Noi în acest an am reușit să le dăm acest suport unic, 700 de lei în ianuarie, 900 de lei în octombrie, noi am găsit 1 miliard de lei suplimentar pentru a-i ajuta. Eu vreau această experiență să o continuăm în anul viitor. De exemplu, noi deja am făcut calculele în echipă și în ianuarie 2021 noi o să acordăm suportul unic 1.000 de lei la fiecare pensionar cu pensie mai puțin de 3.000 de lei. Noi am venit cu inițiativa de indexare de 2 ori a pensiei pe parcursul anului. Și eu cred că în anul următor această indexare trebuie să fie minimul de 10%. Despre ce mijloace este vorba? De bani. Pentru că aceasta contează. Cât costă și de unde bani? Fondul total de pensionare anual este în jurul de 15 miliarde de lei. Adică majorarea cu 10% e 1,5 miliarde. Dacă e să vorbim 1.000 de lei la fiecare pensionar care are pensia mai puțin de 3.000, sunt 640.000 de pensionari, sunt 600 și ceva de milioane. Adică noi avem nevoie anul viitor de circa 2 miliarde de lei, dacă să dăm suportul și în ianuarie și în octombrie. Eu cred că aceste mijloace bănești noi le vom acumula din surse interne, din dezvoltarea economiei. Uitați-vă, eu am datele pe executarea bugetului în acest an. În condiții de pandemie și criză, noi suntem cu câteva procente, cu 800 de milioane de lei încasări la buget, mai mult ca anul trecut. Cine credea? Toți credeau că o să ne prăbușim. Dar noi am reușit. De ce? Pentru că am muncit în echipă. Președintele țării, prim-ministru, parlamentul, primarul general care este aici în echipă, Bașcanu Găgăuzi, am muncit în echipă. Și am reușit să facem față la provocări. De ce? Noi știm de unde și am demonstrat că se poate într-un an foarte greu. Anul viitor va fi mai bun. În ceea ce ține de sportul pentru copii, eu sunt inițiatorul așa numitului capital matern, materinski capital, la nașterea copilului. Acum copilul la naștere, părinții primesc 8.299 de lei. Deja pentru anul viitor, guvernul a propus majorarea cu 1.160 de lei până la 9.500 de lei. Adică primul pas deja s-a făcut. Eu propun să majorăm până la 20.000 de lei parcursul următoarelor 2-3 ani. Cât costă lucrul ăsta și de unde bani? Noi anul acesta am acordat acest suport la 22.531 de copii. Adică e vorba de 20-25.000 de copii pe an. Dacă îți vorbim de 20.000 de lei, este vorba de 500 de milioane de lei, jumătate de miliard de lei. Noi putem să găsim banii aceștia și să ajutăm cei care doresc să creeze o familie și să aibă copii. Domnule Dodon, 1 minut și 15 secunde la dispoziție. Aș vrea tare mult să ne răspundeți încă la 2 întrebări. Mai am, dar nu reușim. Spuneați că Republica Moldova, vreau să vorbim de politica externă, spuneați că este important pentru Republica Moldova să ducă, să aibă o politică externă echilibrată. Relații bune și cu Estul și cu Vestul. Guvernarea actuală își adjudică faptul că a relansat relațiile cu Federația Rusă. Dar cum ați califica însă relațiile cu Vestul? Pentru că contracandidații dumneavoastră au declarat că Republica Moldova se află în izolare internațională. Categoric nu pot fi de acord cu izolarea internațională, pentru că actualul guvern, pentru că Republica Moldova fațada este guvernul, are semnate acorduri și colaborare foarte bună și cu Estul și cu Vestul. Federația Rusă este clar, nu asta ați spus, am negociat și acel credit de 200 de milioane de euro, am deschis piața rusă și multe, multe alte lucruri. Cu Uniunea Europeană, dacă avem acordurile care au fost semnate doar în ultimele 5-6 luni și sumele care au fost negociate cu partenerii externi, este vorba și de Comisia Europeană, este vorba și de BERD și de BEI, Banca Europeană de Investiții, proiecte care se implementează în Republica Moldova. De aceea este o politică externă echilibrată. Ce am în vedere eu prin politică externă echilibrată? Noi nu trebuie să căutăm dușmani în Rusia împotriva Europei sau în Europa împotriva Rusiei. Noi suntem o țară mic, neutră.
Trebuie să fim prieteni cu toți, și cu estul, și cu vestul. Și cu românii, și cu ucrainenii. Toți sunt frați. Și românii sunt frați. Numai că eu am o vorbă, care moldovenii, cei care ne privesc, o să înțeleagă. Frate, frate, dar fiecare stăpân la dânsă casă. Veniți să mă spiții, noi smirim la voi, dar fără unire, fără variantele astea. Noi, stăpâni la noi acasă, voi stăpâni la voi acasă. Veniți să servim cu un pahar de vin, mergem la dumneavoastră să servim cu un pahar de țuică, dar fără lichidarea Republicii Moldova. Mulțumesc, domnule Dodon, cele 14 minute s-au scurs. Acum aveți la dispoziție 2 minute ca să răspundeți la întrebările directorului de program Promolex, Pavel Postică. Domnule Postică, vă rog tare mult. Da, mulțumesc mult. Când am intrat în această sală, m-am salutat cu primarul general Menciu Pică și neul domnul Ceban. Și la întrebarea cum merg treburile, dumnealui a spus spasiba, nicto ne zaviduie. Cam în aceeași situație am nimerit și eu acum la această dezbatere, atunci când și pentru noi ca co-organizatori este o surpriză scenariul. Și eu cred că este o scăpare probabil din partea regiei, că nici spot o contracandidată de prezentare a platformei nu a fost pus. Pe pentru platou. Că nu este prezentă, nu este posibil, prezentă... de asta și zic, nu știu. Deci data trecută, okay. În următură, exact la fel, domnule întrebarea postică, mea către domnul președinte Dodon. Domnule președinte, Republica Moldova are un acord de parteneriat cu Federația Rusă. Republica Moldova încearcă să respecte angajamentele pe care le are în plan internațional. Și când vine vorba de Federația Rusă, există mai multe angajamente ale Federației Ruse de retragere, spre exemplu, a trupelor, munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Au și cu regret, aceste angajamente nu sunt realizate în totalitate. Recent am văzut atitudinea Federației Rusie vis-a-vis de un stat partener al acestei Armenia, aliat militar în cadrul unui bloc militar și am văzut că acel acord mediat de Federația Rusă a trezit multiple revolte în Armenia. Întrebarea mea este cum putem avea încredere în Federația Rusă în aceea că își va realiza angajamentele internaționale și ce efort veți depune dumneavoastră personal pentru a face ca Federația Rusă să-și realizeze angajamentele internaționale, în special legate de retragerea munițiilor de la Colbasna. Republica Moldova este un stat neutru, conform Constituției, și noi trebuie să facem tot posibilul ca pe teritoriul Republicii Moldova, să Transnistria este teritoriul Republicii Moldova, să nu fie trupe sau muniție ale altor state. Indiferent despre cine este vorba, din NATO sau de Federația Rusă. De aceea noi am inițiat deja discuții și cunoașteți că anul trecut, în luna august, la Chișinău a fost ministrul apărării al Federației Ruse, într-o vizită de lucru la invitația mea, domnul Șoigu, și a fost făcută această declarație în premieră după anul 2003, prin care a spus că Federația Rusă este gata să-și retragă toate munițiile sau să le prelucreze, pentru că multe dintre ele nu pot fi retrase. Eu sunt ferm convins că noi ne vom mișca pe această cale destul de rapid. Important este noi să găsim și soluția politică pentru problema Transnistria. Eu sunt adeptul unei soluții pașnice. Dar pentru a avea o soluție pașnică, inclusiv pe problema transnistriană, noi trebuie să avem dialog. De exemplu, eu în parcursul la 4 ani am avut 8 întrevederi cu liderul de la Tiraspol, cu domnul Krasnoseski. Dar atunci când cineva îi numește separatiști, ca echipa doamnei Maia Sandu, care îi numește separatiști, pe cei care cred altfel. Aceasta duce la conflict și la destabilizare. Eu vreau pace în Republica Moldova. Și voi asigura pace în Republica Moldova. Și voi discuta și cu stânganistul, și cu cei din sud, și cu cei care vorbesc în altă limbă. Pentru că ei toți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Iar retragerea munițiilor, retragerea, practic nici nu au acolo armata, au câteva sute sau mii și ceva de ofițeri care păzesc aceste depozite. Eu cred că este vorba de o perioadă foarte scurtă de timp. Dar pentru aceasta trebuie dorință la Chișinău și dorință de dialog. Nu separatiști să-i numim, dar să dialogăm cu ei. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult!
În continuare, vreau să salut prezența în studio a experților din diferite asociații neguvernamentale care vor adresa câte două întrebări pe trei domenii de interes major, politic, economic și social. Pentru a răspunde la întrebări veți avea 20 de minute. Așadar, salut prezența în studio a expertului în studii de securitate, politologul Aurelian Lavric. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! De asemenea, salut prezența și directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! În legătură prin Viber va fi și expertul IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță. Rog regia să vedem dacă este. Da. Să audi? Domnule Ioniță, ne auziți? Bună seara! Eu vă aud foarte bine. Aș ruga regia dacă e posibil să dea puțin sunetul mai tare în studio. Așadar, o să începem de la domnul Ioniță. Domnule Ioniță, două întrebări pentru candidatul independent Igor Dodon, care este prezent aici în studioul dezbaterilor. Vă rog tare mult. Două întrebări de ordin social au fost. Da, de ordin social. Da. Una despre legată de problema tinerilor și a doua legată de problema celor în vârstă. Prima întrebare sună în felul următor. În 4 ani de zile, de la precedentul scrutin electoral din 2016 până în prezent, 43.000 de tineri, sub tineri am în vedere, tineri la 18 până la 29 de ani, 43.000 de tineri au părăsit teritoriul Republicii Moldova și au plecat peste hotare. Fie la muncă, fie la studii, fie s-au dus să-și caută o viață mai bună. Majoritatea, noi deja 4 de ani la rând, Institutul face cercetare și undeva în jur de 32% din tineri spun că planifică să plece în viitor apropiat. 70% din părinți spun că văd viitorul copiilor lor peste hotarele țării. Întrebarea mea este următoarea. Dacă lucrurile nu se schimbă, da, și aici acum vreau să mai continui, dacă lucrurile nu se schimbă, la următorul scrutin prezidențial, numărul tinerilor de peste hotare va fi mai mare decât numărul tinerilor din interiorul Republicii Moldova. Întrebarea mea este una simplă și foarte grea. Ce se poate de făcut? Ce pot face autoritățile? Ce poate face președintele viitorul țării Republicii Moldova? Ca acest proces, pe de o parte, dacă este posibil de stopat și pe de altă parte, cum putem face ca să aducem înapoi tineri? Încă o dată, repet, riscăm să avem mai mulți tineri psihotari din interiorul țării. Aceasta este prima întrebare. O pun și pe a doua sau... Nu, așteptăm răspunsul... Am înțeles. Nu, răspundeți la prima întrebare, după aia, domnule Ioniță, o să pună și pe cea de-a doua. Da, eu consider că problema numărul 1 a Republicii Moldova este depopulare. Noi în 29 de ani de independență am pierdut din țară, au plecat din țară o treime din populație. Și indiferent de culoarea celor care vor fi la guvernare, roșii, galbeni, albaștri, aceasta va rămâne problema numărul 1. Uitați-vă, eu pentru a-l completa pe domnul Ioniță, am materiale cu mine, noi în ultimii 20 de ani, 92.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au plecat pentru, cum se spune în limba rusă, na постоянное место жительства. Adică au plecat complet din Republica Moldova. Și au spus că voi locui acolo. Ce înseamnă 92.000 de cetățeni? Aceasta este ca, de exemplu, raionul Soroca are 99.000. Adică, practic, un raion întreg a plecat complet din Republica Moldova. Uitați-vă cifrele care le dau autoritățile din alte state, cât se află în afara țării. În 2011 erau 505.000, în 2014 deja aproape 1.000.000. Eu nu spun cine a fost la guvernare în perioadele acestea, dar s-a dublat din 2011 până în 2014, s-a dublat numărul celor care s-au declarat în afara țării. Asta este tragedia noastră. Cum să convingem tinerii? Noi ce trebuie? Două lucruri importante să le facem. Prima, să-i motivăm să nu mai plece și a doilea, să ne gândim cum îi întoarcem acasă. Cum să-i motivăm să nu mai plece? Ce doresc tinerii ca să rămână acasă? Doresc studii calitative în țară, doresc un loc de muncă plătit și doresc să-și rezolve problema după ce se căsătoresc, să aibă casa lor. Unde trăim? Cu studiile în Republica Moldova, noi trebuie să punem accentul pe profesiile, pe specialitățile care trebuie nouă în țară. Noi avem foarte mulți economiști și eu și domnul Ioniță suntem economiști, dar noi nu avem specialități tehnice. Noi nu avem tractoriști în sate. Noi nu avem suduri. Noi trebuie să începem să pregătim specialiști pentru economia națională. Cu locul de muncă. Aici noi am venit cu o abordare mult mai largă și cu acele parcuri industriale despre care ați vorbit când ați făcut prezentarea platformei mele. Și cu acele programe PARE 1+1. Și cu acele programe de abilitare
a tinerilor care doresc să investească în propria afacere și să rămâie acasă. Noi am lansat programul Prima Casă. Aproape 6.000 de familii din Republica Moldova au obținut locuința în condițiile când statul îi acordă suport, achită dobânda bancară și chiar o parte din credit. Noi, prin astfel de politici, trebuie să stopăm exodul. Acum trebuie să vedem ce să facem cu, prin ce să-i motivăm să se întoarcă acasă. Și aici este vorba de diferite programe prin care să le arătăm că acasă pot să vină să-și lanseze o afacere. Toate aceste programe, unele lansate deja, altele schițate de noi împreună cu guvernul, eu cred că ne vor ajuta ca să rezolvăm această problemă. Mulțumim mult, domnule Ioniță. A doua întrebare, vreau să mă întorc la bătrânii noștri. Toți promit pensii mari, dar eu nu-mi place în cifre. Cel mai corect este să compari pensia cu salariul mediu. La noi pensia medie raportată la salariul mediu este sub 24%. Țările civilizate, țările care au stimă și respect față de cei bătrâni, spun că un bătrân poate să-și ducă cu demnitate bătrâneața atunci când pensia lui este cel puțin 42%, nu cel puțin, dar 42% din salariul mediu. Deci dacă noi avem un salariu mediu în acest an, vom mai avea 8.000 de lei, atunci o pensie medie trebuie să fie în Republica Moldova în jur de 3.300 de lei. Deci ea trebuie să crească odată cu creșterea salariului. Altfel, bătrânii noștri nu își pot duce cu demnitate bătrâneța, nu pot să se bucure de ceea ce a trebuit să se bucure ei. Întrebarea mea este către toate cine doresc, către dumneavoastră, către fosta conducere, către viitoarele conduceri. Cum facem noi ca orice țară civilizată să măsoară după modul cum s-a târnat față de copii și după modul cum s-a târnat această țară față de oameni în vârstă? Noi nu putem pretinde a fi o țară civilizată, noi nu putem pretinde de a fi o țară europeană atâta timp cât bătrânii noștri nu își pot duce cu demnitate bătrânețe, iar demnitatea înseamnă, încă o dată, repet, să nu-i marginalizăm, iar nemarginalizarea lor înseamnă o pensie medie egală cu 42% de salariu mediu, iar în prezent Republica Moldova, din păcate, de ani de zile, acest indicator este de două ori mai mic decât ar trebui să fie. Domnule Dodon? Da, vă mulțumesc de întrebare. În primul rând, haideți să vedem despre ce bani este vorba, în cifre, și să vedem de unde îi luăm. La moment, pensia medie în Republica Moldova este de 2022 de lei. Pensia minimă este 1143. Pentru a ridica pensia până la 2300, înseamnă că ne trebuie în mediu câte cel puțin 1000 de lei la fiecare pensionar lunar. Ce înseamnă 1000 de lei la fiecare pensionar lunar? În mediu. Dacă vorbim de 660 sau 690 de mii de pensionari sau aproape 700 de mii, noi ne trebuie 7 miliarde de lei, cel puțin, ca noi să 600 de mii lunar și anual vreo 7-8 miliarde de lei suplimentar. Adică față de fondul actual de 15, noi trebuie să-l majorăm cu 50% în anul viitor. E real lucrul acesta sau nu e real? De unde să luăm 7-8 miliarde de lei? Evident că acești bani nu pot fi luate din împrumuturi, din credite. Pentru că atunci noi intrăm în gaură și mai mare. Acești bani trebuie luați în formă de impozite de pe economie. Și care e situația în Republica Moldova? Noi am distrus cu succes până acum, în 29 ani de independență, toată economia noastră. Am distrus agricultura prin renumita programă de privatizare terenurilor din anii 90 și abia acum începem să restabilim, să creăm condiții pentru agenții economici ca ei să poată investi, să creeze locuri de muncă. Care e situația? Noi avem 680.000 de angajați oficial care plătesc impozite în Republica Moldova. Nu pot 680.000 de angajați să întrețină 700.000 de pensionari plus aproape 750-800.000 de copii până la 18 ani. Soluția este unică și una unica posibilă. Este vorba de crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei. Aici trebuie să punem accentul și pe susținerea producătorilor autohton. De ce noi importăm ceea ce putem să producem? De ce nu apărăm piața internă? Și inițiativa mea în acest sens de asigurare a cel puțin 50% pe rafturile din magazine a producției autohtone, care este în Parlament în lectura a doua și eu să insist să fie aprobat în lectura a doua. Noi trebuie să facem tot posibil pentru a crea condiții pentru dezvoltare economică. Asta e unica soluție. Pentru că în caz contrar, cei care promit acum, și am văzut promisiuni că vă spun că votați că o să vă dea pensia minimă 2000 de lei. Minciuni. Pentru că ei nu știu aceste cifre, despre ce este vorba. Eu știu că noi putem în anul viitor să dăm cel puțin 1500-2000 de lei, suportul cel în ianuarie și în octombrie și noi îl vom asigura.
Eu știu că noi putem să indexăm cu 10%, dar în primul rând pensiile mici, nu cele mari, acest lucru eu îl asigur în viitor. Și paralel, crearea locurilor de muncă, dezvoltarea economiei. Aceasta este unica soluție și pe aceasta aș ne bază. Vă mulțumesc, domnule Ioniță. Deci, prin Viber a fost expertul IDIS Viitor, Veceslav Ioniță, care a adresat două întrebări candidatului independent Igor Dodon. Acum mergem la expertul în studii de securitate, politologul Aurelian Lavric, care de asemenea va adresa două întrebări candidatului prezent aici în studio. Domnule Lavric, vă rog tare mult. Da. Bună seara, domnule candidat Igor Dodon. Prima întrebare probabil va ține de ceea ce noi numim securitatea societală, un sector foarte important, și aș vrea să pornesc de la un foarte scurt citat dintr-un autor francez de origine arabă, îl cheamă Amin Malouf, care scria în cartea sa Naufragiul civilizațiilor, îmi permite să citez: una dintre caracteristicile acestui secol este faptul că sunt din ce în ce mai puțini factori care unesc, mai cu seamă când e vorba de națiunile plurale. Noi putem să le numim multietnice. Și într-adevăr, vedem tensiunile rasiale din Statele Unite, vedem tensiunile interietnice din Europa Occidentală, aici în Franța și în Austria, legate de comunitățile de migranți. Întrebarea mea, sigur că se referă la statul nostru, la Republica Moldova, și ea sună în felul următor. Care credeți că sunt factorii care unesc societatea multietnică moldovenească? Ce modalități de consolidare a societății moldovenești vedeți? Și, respectiv, ca rezultat, cum am putea să ne afirmăm ca o oază de stabilitate într-un context regional, european, care mi se pare destul de turbulent? Vă rog. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, Republica Moldova este un stat unde conviețuiesc pașnic mai multe etnii. Și moldoveni, și ruși, și ucraineni, și găgăuzi, și bulgari, și așa mai departe. Noi am reușit să asigurăm această pace interietnică după ce, la începutul anilor 90, am fost în pragul colapsului. Nu toți au reușit să treacă peste aceste provocări. Noi am reușit să trecem. De ce? Pentru că am dat dovadă de înțelepciune. Atunci când strigau la Chișinău Cimadan Vaxal Rusia, că mai nu a explodat situația în Găgăuzia, dar a explodat mai târziu în Transnistria, aceasta a fost vina tuturor, inclusiv a politicienilor, care au atestat spiritele. Ce trebuie să învățăm noi din aceste lecții? Noi trebuie să stimăm cetățeanul Republicii Moldova, indiferent de limba vorbită. Если вы мне позволите, я перейду на русском, потому что я считаю, что это очень важно. Не важно от языка, на котором мы общаемся. Русский, молдавский, кто-то называет его румынским. Но мы все граждане единой страны. У нас другой родины нет и не будет. И мы должны это уважать. И те, которые пытаются возвращаться к риторике 90-х, называя сепаратистами, называя, что, слушай, не говори, ну, поц ворби румынеште, ты второй сорт. Вот этого мы должны избежать. И я считаю, что мы это сможем сделать. Вот несмотря ни на что, нам удалось в этой сложной ситуации, когда нас пытали разорвать, кто на запад, кто на восток, все-таки мы проявили мудрость и сохранили этот мир. Не всем странам это удалось. Вот моя задача как президент – сделать все возможное, чтобы это сохранить дальше. Конечно, с риторикой команды Майя Санду, что сепаратисты и так далее – это невозможно. Это взорвет ситуацию. Или с тем, что сейчас вспомнили про русскоязычных и начали делать ролики. Вот я, нету здесь моего оппонента. Вспомнили сейчас про русскоязычных. А когда закрывали российские школы и запрещали русский язык в программе, тогда никто о них не вспомнил. Сейчас им это нужно для того, чтобы убедить русскоязычных, чтобы за них проголосовали. Вы знаете мою позицию. Вы знаете, что я даже в ООН выступал, и в прошлом году, и в этом я выступал на двух языках. И на молдавском, и на русском. Я на парламентской ассамблее Совета Европы в январе этого года выступал на молдавском и на русском.
Ну что говорить, каждый год я поздравляю граждан Республики Молдова на Новый год на молдавском и на русском. Нужно уважать мнение других, но не ставить жестко, что вот только один прав. А часто есть и позиция мест. Но не демонстратка сипуати. Но не демонстратка путем с троимым пачи. Что я думаю, что вам путя менсиня часто паче интересненько, что не континуар. И вы фачи тот посибил, потому часто. Вам мальцумеска. Domnule Dodon, aveți la dispoziție 10 minute și 57 de minute. Mai este o întrebare din partea domnului Lavric și după care domnul Chirca. Vă rog tare mult să vă încadrați în aceste 11 minute pentru a răspunde la cele 3 întrebări. Da, eu cred că răspunsul va fi probabil scurt pentru că vine ca o completare la întrebarea pusă de colegul de la Promolex. Dânsul întreba despre retragerea munițiilor Federației Ruse. Federația Rusă a declarat că ea își va retrage și munițiile și trupele care asigură securitatea acestora după soluționarea conflictului transnistrean. Și sigur că și domnul candidat Igor Dodon a declarat că una dintre sarcinile pe care și-o pune pentru al doilea mandat în cazul în care veți fi ales este soluționarea acestui conflict transnistrean. Întrebarea probabil pe care o are societatea moldovenească este care este viziunea sau care ar trebui să fie viziunea autorităților Republicii Moldova. Care sunt valorile și interesele comune care pot să contribuie la reintegrarea acelui populației din acel teritoriu. Pentru că eu cred că dacă nu vom găsi aceste valori și interese comune, o reintegrare este foarte problematică. Care ar fi soluția, domnule Dodon, și cum vedeți soluționarea în al doilea mandat? Știți, la o întrevedere într-un raion de Republica Moldova, pentru că mie mi se pare că chiar în raionul Nisporeni, un moș, așa mai în vârstă, mi-a spus: domn Dodon, de câte mandate aveți nevoie pentru a rezolva problema transnistreană, pentru a reintegra țării? Și eu am răspuns în felul următor: poate fi și 10 mandate să nu reușești, dar poate fi într-un an să se găsească soluția politică. Care este soluția totuși? Soluția se găsește prin dialog. Eu nu întâmplător am spus că am avut 8 întrevederi cu liderul din Transnistria. Nu este simplu, dar nimic nu este simplu. Ne așezăm, discutăm, am reușit să rezolvăm probleme care nu s-au rezolvat ultimii 20 de ani. Și cu numerele neutre pentru automobile din Transnistria. Și cu recunoașterea diplomilor a universităților din Transnistria. Și cu deschiderea podului la Gura Băcului. Cu rezolvarea problemelor terenurilor. Cu multe, multe lucruri noi am reușit între acești 4 ani. Aceasta este începutul unui dialog. Cum vede soluția politică? Doar ca parte integrală a Republicii Moldova. Da, statut special pentru regiunea transnistreană, dar parte componentă a Republicii Moldova. Care este interesul comun? Eu cred că cei din stânga Nistrului înțeleg că doar împreună noi putem să supraviețuim. Nu are șansă Transnistria separat. Nimeni nu va recunoaște niciodată independența Transnistriei, cu atât mai mult că se află între Ucraina și Moldova. Înseamnă că trebuie să găsim o soluție de a merge împreună. Pentru noi, pentru Moldova, rezolvarea problemei transnistrene înseamnă întărirea statalității Republicii Moldova. Noi vom fi mai puternici. Și eu sunt destul de optimist că noi putem să ne mișcăm în această direcție. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule Lavric. Mulțumesc mult, domnule Dodon. Acum, Roman Chirca, vă rog tare mult, două întrebări. Vă mulțumesc. Bună seara. Eu aș vrea din start să-mi exprim regretul din imposibilitatea de a adresa întrebări ambilor candidați, pentru că în procesul democratic este esențial să aibă loc confruntarea ideilor și orice platformă de acest sens confirmă și permite alegătorul să facă decizia corectă într-un proces democratic. Stimate candidat independent Igor Dodon, vreau să vă adresez următoarea întrebare, ținând cont de abordarea inteligentă în stabilirea relațiilor economice în parteneriatele noastre. În ce măsură, în cazul în care veți accede în al doilea mandat, există riscuri sau pericol să denunțați, de exemplu, acordul de asociere cu Uniunea Europeană sau să diminuați din importanță, să revizuiți acordul de comerț liber, cuprinzător și aprofundat cu aceeași Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Este unul din lucrurile care sunt vehiculate de către oponenții mei politici. Uite, Dodon este împotriva sau pentru anumiți parteneri externi.
Eu vreau să explic încă o dată și să profit de această întrebare pentru a explica foarte clar care este poziția mea referitor la politica externă. Eu sunt pentru o politică externă echilibrată. Ce înseamnă acest lucru? Noi continuăm implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Nu pentru că vom deveni membri a Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană are problemele sale la această etapă. În următorii 7-80 ani, evident că nu vom fi membri a UE, indiferent cine va fi la guvernare. Dar pentru a implementa unele lucruri care sunt bune în Uniunea Europeană. La capitolul social, la capitolul economic, la capitolul justiției, combaterea corupției. Pentru aceasta, noi implementăm mai departe acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Nu poate fi vorba de revizuire. Așa că trebuie să fie foarte clar poziția mea, auzită. Și nu ascultați ceea ce încearcă să interpreteze oponenții mei politici. Dar în același timp, eu consider că noi trebuie să avem relații foarte bune și cu alți parteneri strategici. De exemplu, cu Federația Rusă. De exemplu, cu CSU, Comitatea Statelor Independente. Deoarece doar așa Moldova poate să supraviețuiască. Eu nu întâmplător ne-am axat agenda pentru a restabili parteneriatul cu Federația Rusă. Dacă vorbim din punct de vedere economic, noi marea majoritate sau pondere mare a producției agroalimentare o exportăm în Federația Rusă. Dacă pondere pe exporturi de alte tipuri este Uniunea Europeană pe locul întâi. Dar anul trecut am exportat peste 230, aproape 240.000 de tone de mere, de fructe pe piața rusă. Noi avem nevoie de acest parteneriat. De ce? Nu întâmplător când vorbim de aspectele economice. Eu spun că păstrăm acordurile cu Uniunea Europeană, dar restabilim tot ce țin de parteneriatul strategic cu partenerii pe care am avut tradițional. Rămânem membri CSI, dezvoltăm parteneriatul strategic cu Federația Rusă, suntem observatori la Uniunea Euroasiatică, la inițiativa mea am semnat acest acord în 2017 și în 2018 am primit statutul de observator. Am semnat parteneriate strategice și comerț liber cu Turcia. Am semnat parteneriat strategic cu Ungaria, toate acestea doar parcursul ultimului an. În anul viitor trebuie să semnăm acord de liber schimb cu China, pentru că este o economie putere mondială care este printre primele, a doua acum în lume. Deci aceasta este abordarea mea. Acolo unde este interesul nostru, interesul cetățeanului, interesul producătorului autohton, noi o să mergem acolo și o să înțelegem, o să găsim în comun. Mulțumesc mult, domnule Chirca, vă rog frumos a doua întrebare. Vă mulțumesc pentru răspuns. A doua întrebare, anul 2020 este un an dificil din punct de vedere activității economice și criza economică nu din cauza pandemiei, dar din cauza restricțiilor administrative. Totodată există o anumită necesitate în cooperare internațională, există presupuneri și anumite voci care spun că Republica Moldova se află în izolare cu partenerii de dezvoltare. Este un an dificil din punct de vedere a asigurării bugetului pentru anul 2020 și anii și lunile care urmează, noiembrie și decembrie, sunt cele mai dificile în această perioadă. În ce măsură dumneavoastră puteți să confirmați sau să infirmați faptul că Republica Moldova se va afla într-o izolare în relațiile cu partenerii de dezvoltare și cu instituțiile financiar-bancare internaționale? Anul 2020, eu cred că este un an dificil pentru toți. Și pentru Republica, sub aspect economic. Și pentru Republica Moldova și pentru cei mare majoritate economiilor, nu doar din regiune, dar mondiale. Orice care țară. Eu nu întâmplător m-am uitat în mapa care am pregătit. Apropo, m-am pregătit foarte bine pentru dezbateri și speram să avem o discuție bună cu cea care vrea să fie președinte Republicii Moldova, pentru că este important să discutăm despre ce așteaptă lumea, ce așteaptă oamenii. Să spunem la întrebări și eu sunt pregătit pentru oricare întrebare. Într-adevăr, în acest an avem o reducere a economiei. Cunoașteți cifrele, dumneavoastră sunteți economist. Avem minus 7,2% PIB în primele 6 luni. Dar uitați-vă un lucru important. În pofida la toate aceste probleme, eu am luat veniturile, am luat bugetul de stat. Și uitați-vă, în acest an, dacă luăm la capitolul 10 luni, pe la 1 noiembrie, noi suntem plus 653 de milioane de lei încasări la buget mai mult ca anul trecut. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că noi am găsit soluții pentru a menține stabilitatea bugetară, pentru a susține economia. Eu vreau să spun că în acest an a crescut fondul de salarizare total pe economie cu 1,4 miliarde de lei.
Și dacă în luna octombrie noi eram față de anul trecut la minus 80.000 de locuri de muncă, pentru că în luna aprilie, scuzați, în aprilie a scăzut economia, eram minus 80.000 de locuri de muncă față de aprilie anul trecut. Păi în luna septembrie deja eram la minus 25.000. Am reușit 55.000 de locuri de muncă să le recuperăm, pentru că de ce? Pentru că noi am deschis economia și am dat posibilitatea agenților economici să lucreze. Apropo, un lucru important care vreau să-l menționez, acum și ajung și la răspuns la întrebarea dumneavoastră, în situația deloc nu simplă de pandemie, eu sunt categoric împotriva revenirii la restricții economice. Agenții economici deja au avut disferit în luna martie, aprilie, mai. Eu știu și am discutat cu colegii din guvern, noi nu vom reintroduce restricțiile pentru activitatea economică. Eu sunt împotriva să trecem din nou la sistemul educației online. Nu de ce, sunt împotriva noilor tehnologii informaționale, dar consider că trebuie copiii să meargă la școală. Pentru că părinții n-au cu cine să le ies copii acasă, trebuie să meargă la grădiniță. Ca copiii să poată merge la muncă. De ce, în acest an foarte dificil, uitați-vă, stabilitatea bugetară este asigurată. Plățile, salariile se achită. În ceea ce ține de luna decembrie-ianuarie, pentru că asta este perioada cea mai dificilă, când intrăm în următorul an, pentru că trebuie să asigurăm salariile, pensiile, pentru luna curentă sunt asigurate. Noi avem rezerve suficiente. Noi chiar și la capitolul deficit bugetar suntem la o cifră mult mai joasă decât cea care am prognozat. Pentru că lucrurile merg mai bine decât noi împreună cu experții străini prognozam în luna martie-aprilie. Dar totuși, care sunt rezervele? Pentru că întrebarea dumneavoastră se referă, vor fi sau nu partenerii externi deschiși pentru a ne susține în următoarea etapă? Noi avem cel puțin două surse importante pentru a merge cu un buget foarte ambițios în anul următor. Când vorbesc ambițios, mă refer la infrastructură, mă refer la investițiile în economie, mă refer la tot ceea ce ține de domeniul social. Sunt două surse. Primul, este vorba de programul cu Fondul Monetar Internațional. Au fost aprobate toate proiectele de legi. Sunt două proiecte importante care trebuie să fie aprobate până pe data de 20 noiembrie, săptămâna viitoare. Și eu cred că Parlamentul va fi convocat în ziua de miercuri-joi pentru a aproba aceste legi. Este vorba de Banca Națională și încă un proiect de hotărâre a Parlamentului care trebuie aprobat. De ce? Una din resurse, una din surse este programul cu femei. A doua, foarte important, este acel acord de împrumut din partea Federației Ruse de 200 milioane de euro. Federația Rusă a menționat că este gata și am avut discuții cu domnul Putin să ne ofere acest împrumut. El este necesar pentru a veni cu investiții în drumuri pentru anul viitor. Investiții mai ambițioase. Noi în acest an am majorat esențial investițiile în drumuri. Eu cred că cetățenii care ne privesc acum știu că în fiecare sat s-au construit drumuri în acest an. În 989 de primării, în baza programului inițiat de mine, Drumuri Bune pentru Toți, a mers de la 1 milion de lei în sus. Noi în acest an, de la 3,7 miliarde de lei anul trecut investiții în drumuri, tot per total, am ajuns la 5,7 miliarde de lei în anul ăsta, în an de secetă și în an de criză. Deci avem resurse, avem soluții cum să ne mișcăm mai departe, dar totul depinde care va fi situația după data de 15. Va fi echipa împreună? Pentru că imaginați-vă că după data de 15 câștigă alt candidat la funcție de președinte, care vrea să schimbe guvernul. Să începe criză politică, să începe blocaj economic, să începe haos și atunci se îngheață tot ceea ce ține de programele care au fost lansate pe 6, 7, 8 luni. Atunci avem de pierdut toți. Și agenții economici, și pensionarii care așteaptă 1.000 de lei că noi să le oferim în luna ianuarie. Deci, în caz dacă va fi asigurată continuitatea după data de 15 noiembrie, eu sunt sigur că noi vom face față. Eu sunt pentru schimbări, pentru că cineva spune că vrem schimbări. Eu tot doresc schimbări. Dar schimbări nu în haos. Și noi vom face schimbări. Eu sunt gata să facem schimbări în toate domeniile. Și eu știu cum să facem aceste schimbări. Foarte ambițios ne vom mișca pe toate domeniile. Dar nu haos și bardac. Ceea ce își doresc unii care nu vin la dezbateri electorale și se tem de, probabil de aceste dezbateri. Totul va fi bine. Și eu sunt sigur că noi vom reuși. Vom reuși împreună cu echipa. Mulțumesc! Domnule Chirca, vă mulțumesc tare mult. Domnule Dodon, vă mulțumesc tare mult. Aveți 36 de secunde care vor fi adăugate la mesajul de final. Dar, înainte de a ajunge la mesajul de final, vreau să vedem cum au răspuns telespectatorii noștri la întrebarea, veți merge la vot în data de 15 noiembrie? Și datele arată în felul următor. 68% spun că vor merge,
18 spun că nu și 14% nu știu. Domnule Postică, vă rog tare mult un comentariu asupra acestor date privind... Cifrele sunt un pic mai mici ca la dezbaterile precedente, dar eu sper că mai există timp o zi pentru candidați să convingă cei 32% cel puțin din telespectatori care nu au, nu sunt siguri dacă vor merge sau chiar nu vor merge la acest scrutin. Eu ceea ce am vrut să menționez că duminică este o zi importantă pentru toată Republica Moldova, e ziua alegerilor, turul 2. Cert este că fiecare alegător în Republica Moldova trebuie să înțeleagă că turul 3 nu va fi. Există doar turul 2 la alegerile prezidențiale și totul se va decide în ziua de duminică. Deci, respectiv, alegătorii sunt cei care o să judece candidații care au nimerit în turul 2 și, nu în ultimul rând, aș fi vrut să menționez un lucru destul de important. Există o zicală care zice că poate nouă nu ne place sau nu suntem de acord cu ceea ce se vorbește, dar noi depunem efort să facem și să asigurăm în așa fel încât orice cine să aibă libertatea de a vorbi și de a expune ceea ce vrea. Ceea ce am încercat noi la această dezbatere a fost să creăm o platformă de dialog, o platformă de discuție pentru toți cei interesați să vorbească liber și, în consecință, eu doar vreau să reiterez ceea ce am zis. Turul 3 nu va fi. Domnule Postică, vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Pentru că am organizat împreună dezbaterele electorale și în primul tur și în cel de-al doilea. Domnule Dodon, 1 minut și 36 de secunde la dispoziție să vă adresați celor de acasă. Așa era preconizat? De ce ar trebui în data de 15 noiembrie să-și dea votul pentru dumneavoastră? Vă rog tare mult. Stimați concetățeni, acești 4 ani de mandat pe care au trecut din 2016 până în 2020 a fost o perioadă foarte dificilă. Poate una dintre cele mai dificile după 1992. Am avut un regim oligarhic pe care împreună cu echipa și datorită caracterului de care am dat dovadă am reușit să-l dăm jos în luna iunie anul trecut. Noi am reușit împreună. Da, nu am reușit să facem totul. Da, am făcut greșeli. Unii îmi spun că ați făcut și greșeli. Da, am făcut și greșeli. Dar cine nu greșește? Cel care nu face nimic. Cel care stă în birou și nu face nimic, el nu greșește. Dar și așa greșește că nu face nimic. Noi am fost alături de dumneavoastră toți acești 4 ani. Noi am fost împreună și la greu și eu sunt sigur vom fi împreună și la bine. Va trece acest an foarte dificil. Un an cu pandemie, un an cu secetă, un an care n-a mai fost în istoria modernă a Republicii Moldova. Dar noi în acest an am reușit să facem față și să gestionăm situația. Împreună cu echipa, împreună cu colegii din guvern, împreună cu majoritatea parlamentară, noi am reușit să menținem stabilitatea în Republica Moldova. Noi avem ce pierde. Noi putem pierde această situație când am plătit salarii, pensii. Eu vă îndemn să fim împreună. Împreună pentru țară, pentru copiii noștri, pentru viitorul Republicii Moldova. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult pentru participare! Vă urez mult succes în data de 15 noiembrie! Domnule Lavric, domnule Chirca, vă mulțumesc mult pentru prezență! Domnule Postică, vă mulțumesc încă o dată! Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Postul Public de Televiziune pune punct aici dezbaterilor electorale pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Fiecare candidat la funcția de președinte și-a expus poziția. Noi urmează să facem concluziile și să alegem cel care ne inspiră cea mai mare încredere. De asemenea, este foarte important atunci când mergem la vot să respectăm regulile impuse de autorități pentru a evita infectarea cu COVID-19. Nu uitați, votul dumneavoastră contează. Ieșiți la vot. Seară liniștită să aveți!